Bună seara, român de aproape și român de departe, bine v-am găsit. În urmă cu un an, imediat cum a debutat situația dramatică din Italia, discutam subiectul împreună cu colega mea de la știri, Ioana Dumitrescu. Apoi, la 15 martie 2020, eram în stare de urgență. Acum, la început de articol 7, aș vrea să ne îndreptăm gândul spre doi mari români, unul de aproape, de la Chișinău, Nicolae Dabija, scriitorul care, în urma complicațiilor cauzate de COVID-19, a pierdut lupta, de asemenea, departe, peste ocean, la Washington, unde acum 10 zile unul dintre pionierii chirurgiei robotice din Europa, Adrian Lobonțiu, un om cu un suflet mare, se stingea fulgerător la 54 de ani. Din păcate, acum amândoi rămân doar în arhiva televiziunii române. Acceptăm aceste suferințe prin care am trecut mulți dintre noi în tot acest timp. Românii acceptă toate suferințele, dar ei nu vor accepta niciodată nedreptatea, spunea Nicolae Titulescu. Despre nedreptăți, probleme, soluții vom discuta în următoarea oră și jumătate. Vorbim despre lupta cu pandemia, despre lecțiile învățate, inclusiv în Italia, țara în care noi românii formăm grupul cel mai numeros de străini rezidenți, circa 1,2 milioane. Vor fi cu noi via Zoom Valentin Făgărășean, care după aproape 28 de ani de muncă în Italia, este acum deputat, vicepreședintele a Comisia pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. De asemenea, jurnalista Miruna Căjvăneanu, inițiatoarea proiectului Rozum Press, și pentru că ieri a fost Ziua Mondială a Asistenței Sociale, sunt bucuroasă că se va alătura emisiunii și doamna Florica Cherecheș, acum secretar de stat, președintele Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. Marcarea acestui an de pandemie ne dă prilejul să dăm timpul înapoi pentru a ne reaminti cu alți ochi și o altă înțelegere ce s-a întâmplat. Nu credeam că în vremurile noastre, cu o globalizare în masă, cu deschiderea peste tot a granițelor, cu o speranță de viață în creștere, cu o lume din ce în ce mai tehnologică și digitală, ne vom confrunta cu un inamic văzut doar la microscop, care a avut puterea să întoarcă lumea pe dos. Cei mai mulți dintre oamenii de știință s-au dedicat cauzei omului. Politicienii și decidenții instituționali au avut ezitări, uneori au fost cinici, ipocriți, alteori nerezonabili în fața situațiilor tragice ale oamenilor de rând. Noi, cetățenii, am suportat consecința slăbiciunii leadershipului politic și social și, adesea, ne-am mișcat brownian, am ignorat reguli, fiind dezorientați nu doar de semnalele haotice ale liderilor, ci și de percepțiile fricii, necunoscutului, primejdiei. Sunt câteva dintre ideile istoricului Yuval Noah Harari, autorul cărților Sapiens, scurtă istoria omenirii, și Homo Deus, scurtă istorie a viitorului. În urmă cu un an, profesorul Harari se temea că oamenii reacționează la această criză nu cu solidaritate globală, ci cu ură, învinuind alte țări, învinuind minorități etnice și religioase. Dacă vom fi capabili să ne dezvoltăm compasiunea și nu ura, să reacționăm cu solidaritate globală, care va dezvolta generozitatea noastră de a ajuta oamenii aflați la nevoie, vom birui această cauză, mai spunea profesorul Harari, adăugând că din cauza crizei economice, primejdia apariției unei întregi clase nefolositoare crește dramatic, odată cu automatizarea, roboți și computere înlocuind oamenii în tot mai multe meserii, fiindcă oamenii, noi, ne putem infecta, pe când roboții nu. Guvernele pot condiționa ajutoarele acordate industriei și corporațiilor de protejarea drepturilor propriilor angajați. Deci, totul depinde de deciziile pe care le luăm. Unde se află Italia și românii din peninsulă după un an de pandemie, vom vedea imediat de la Miruna Căjvăneanu și de la Valentin Făgărășean, deputat pentru diaspora. Ce făcea cu un an în urmă la Roma, cum este acum de partea cealaltă, cât de grave, urgente și mai ales vechi sunt problemele cu care se confruntă românii din Italia? La toate aceste întrebări va încerca să ne răspundă domnul Făgărășean. Bună seara, domnule deputat! Bună seara! Bună seara și dumneavoastră! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în seara asta. Ne și vedem. Domnule Făgărășean, haideți să ne întoarcem în timp.
Nu că am vrea să o facem, dar suntem obligați pentru că, până la urmă, învățăm din orice și să privim și acest an ca o lecție învățată. Ce făceați acum un an, dumneavoastră, Valentin Făgărășean, care, iată, aveți aproape 28 de ani de Italia? Da, acum un an. An, chiar mi-aduc aminte, eram, înainte să înceapă pandemia, eram la Brașov, am avut o școală a oamenilor de afaceri organizată la Brașov, după care am plecat, m-am întors înapoi în Italia și imediat cum am ajuns în Italia a izbucnit această pandemie, unde am început să primim primele restricții. Era o stare destul de... nu se știa de fapt ce se va întâmpla, dacă este adevărat, dacă nu este adevărat, de unde vine acest dușman invizibil. Și practic era, toată lumea era într-un stare în care nu se înțelegea absolut nimic din ceea ce se întâmplă. Acum clar că după un an de zile am văzut, ne-am dat seama de fapt că lucrurile nu au fost chiar așa de simple. Și probabil după tot timpul ăsta am încercat să ne rezolvăm aceste probleme și să fie un pic mai ușor de depășit această carantină, ca să zicem așa, în momentul în care unul este infectat cu sau este găsit pozitiv de coronavirus. Da, iertați-mă, în urmă cu un an era acea inițiativă SOS Diaspora și noi la TVR Internațional, jurnaliștii de la TVR Internațional ne-am implicat într-o campanie, am încercat 24 de ore din 24 să fim o punte de legătură și noi. Au fost momente grele, într-adevăr, domnule Făgărășean. Între timp, dumneavoastră, iată, erați exact acum un an la Brașov, la acel forum despre care vorbeați. Acum, iată, sunteți în Italia, în noua calitate pe care o aveți de deputat pentru diaspora, sunteți vicepreședintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, dar de asemenea sunteți membru într-o comisie foarte importantă pentru românii de pretutindeni și pentru ei, Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, pentru că protecția socială aș vrea să fie așa printre cuvintele de ordine din această emisiune. Bun. Ce așteptări aveați în urmă cu un an de la parlamentarii pentru diaspora și de la autoritățile din România, domnule Făgărășean? Dumneavoastră, omul de afaceri care a pus cărămidă cu cărămidă și a muncit ca să ajungă să le dea și altora de muncă. Așa cum vă spuneam, am avut în anul trecut o situație destul de neprevăzută, deoarece a început pandemia, stăteam pe telefoane, mi-aduc aminte, stăteam câte 7-8 ore pe telefoane și discutam cu românii noștri din Italia, în cazul ăsta, unde mă sunau pentru tot felul de probleme. Am luat legătura de atunci cu autoritățile, inclusiv cu, vorbisem cu ministrul transporturilor, la ora aceea era domnul Lucian Bode, care practic ne-a ajutat cu niște avioane care au pus la dispoziție pentru românii care au venit aici la muncă pe timpul zonei, sezonului deschis. De fapt, am avut românii nordul Italiei care au rămas blocați în munți. Chiar au fost probleme, deoarece unii dintre ei au fost invitați să plece acasă, deoarece s-a închis sezonul, nu mai era nimic deschis și patronii pentru care lucrau acolo nu vreau să le mai acorde cazare și să le asigure mâncarea. Am avut niște discuții, inclusiv cu ambasada. Ambasadorul României de la Roma, domnul George Bologan, a intervenit și a reușit să-i convingă să-i mai lase până se vor organiza următoarele plecări spre țară. Au fost tot felul de situații, nu vă zic că majoritatea femeilor care lucrau în
sistemul de asistență socială au avut foarte mari probleme în acele timpuri și am încercat cumva să le rezolvăm, să-i ajutăm pe toți românii care ne solicitau ajutorul. Bineînțeles, au fost și multe lucruri care unde nu s-a putut interveni, dar situația, cum v-am zis, era o situație neprevăzută, nu știam ce se întâmplă, nu știam cum să putem să-i ajutăm pe toți românii și s-au organizat tot felul de asociații care duceau mâncare, îi ajutau pe cei care au rămas pe drumuri, unii chiar i-au luat la ei acasă, i-au ospitat la ei acasă și încet, încet lucrurile au început după aia să își intre în normal. Lumea nu mai era atât de speriată după câteva luni, că a înțeles că de fapt această epidemie cumva va trebui să conviețuim pentru o perioadă de timp care nu se știe încă care va fi această perioadă de timp, dar în general am reușit împreună cu autoritățile române, cu misiunile diplomatice, să rezolvăm multe dintre problemele românilor din Italia. Într-adevăr, martie 2020, oameni disperați care la propriu nu mai aveau ce mânca sau care se găseau în stradă. Și de atunci începând, statisticile au dovedit asta, deși nu avem o statistică oficială, câți români din diaspora s-au întors în acest an de pandemie acasă. Ar putea fi vorba de circa 1 milion, nu știm câți dintre aceștia sunt din Italia. Și mă gândeam că, până la urmă, știți mai bine ca oricine, tot mai mulți români fără situații stabile au avut în plan, unii deja s-au întors, alții în continuare intenționează să revină acasă. Fie că vorbim de județe din Moldova, fie că vorbim de Codlea din județul Brașov, de unde sunteți dumneavoastră. Cum e situația din acest punct de vedere? Ce știți dumneavoastră dincolo de statistici? Din ceea ce discutăm cu cetățenii noștri care sunt în cazul ăsta în Italia, mulți dintre ei, într-adevăr, s-au întors acasă la ei, au renunțat aici deoarece chiar au pierdut locurile de muncă sau nu mai reușeau să câștige bani în așa fel încât să-și acopere cheltuielile de chirie și de întreținere pe care veneau lună de lună și s-au reîntors în țară. O parte dintre ei au continuat să rămână aici, unii dintre ei au trăit cu ajutoare sociale, alții s-au descurcat mai bine deoarece unde lucrau a continuat să lucrările lor au continuat să meargă mai departe, dar să știți că o parte din situații cu care ne-am întâlnit aici foarte interesante erau românii noștri care lucrau ca și infirmieri și au fost un mare ajutor pentru comunitățile noastre deoarece ne țineau informați cu cazurile de români care erau și ne spuneau și problemele care le întâmpinau în spitalele de aici din Italia. În schimb, ceea ce privește numărul mare de români care au plecat, să știți că nu neapărat s-au întors în țară. O parte dintre ei au plecat în alte țări, cum am văzut, a existat o mare emigrare către Anglia, către Germania. Unii dintre ei au reușit să reziste, să rămână acolo unde au plecat din Italia, dar o altă mare parte dintre ei s-au reîntors înapoi în Italia. Acum, nu avem încă un număr clar de români care s-au întors în țară, dar se estimează în jur la 1 milion de euro, de 1 milion de români care s-au întors acasă și au început să se organizeze și au căutat de muncă, s-au angajat și ăsta cred că este un plus pentru România. Cred că este bine ca să încurajăm cât mai mulți români să se întoarcă acasă la ei, deoarece condițiile în România nu mai sunt acelea care au fost acum 28 de ani când am plecat eu. Lucrurile
au început să meargă mai bine și cred că pe partea asta România are un atu, sunt foarte multe investiții și am văzut și trendul acesta a firmelor străine să vină în România, deoarece li se garantează un venit mai superior decât în țările occidentale. Cred că probabil în următorii ani tot mai mulți români o să se întoarcă și asta ne face pe noi ca și autorități în cazul acesta ca să găsim soluții și să oferim românilor care vor să se întoarcă în orașele lor, să oferim condiții așa cum le-au avut în țările de adopție. Domnule deputat, pe hârtie, în tot acest timp am avut atât de multe strategii. Unele au funcționat cu titluri și programe și fonduri cât mai atrăgătoare, așa, în termen de marketing. Sunau bine. Unele, într-adevăr, au funcționat și slavă Domnului pentru mici întreprinzători, dar nu a fost o regulă. Bine ar fi să existe un program coerent și să existe continuitate și aceste facilități despre care vorbeați dumneavoastră. Asta pe de o parte și încă e nevoie aici de politici serioase pentru că trebuie să recunoaștem, nu stăm bine deloc. Pentru că noi tot ne mândream că a scăzut rata șomajului, dar evident că scăzuse pentru că oamenii erau la muncă în Italia, Spania, Marea Britanie și în celelalte țări. Asta pe de o parte, întoarcerea acasă, ajutorul sub o formă sau alta care să îi se dea românului care alege să revină acasă, pe de o parte, pe de altă parte, o problemă care știu că vă preocupă și pe dumneavoastră în calitate de parlamentar, aceea a dosarelor de pensii ale românilor din diaspora, care poate s-au grăbit din cauza pandemiei să revină. Și la emisiunea noastră, avocatul dumneavoastră, aceasta este una dintre problemele care apare cel mai des. Și Da, e cu așa este. adevărat o problemă, o problemă și nu de azi de ieri. Da, recunosc treaba asta. Chiar de aceea am și ales Comisia de Muncă. Inițial am fost în Comisia Românilor din afara granițelor, sunt de fapt încă în Comisia Românilor din afara granițelor, unde am reușit să iau și rolul de vicepreședinte și alesesem ca a doua variantă la Comisia Economică, deoarece am practicat mai mulți ani anumite lucruri în această comisie și inițial am zis să o aleg Comisia Economică, după care, după o discuție care am avut-o cu doamna ministru Raluca Țurcan, am decis să trec la Comisia de Muncă, unde mi-am dat seama că pot să ajut mult mai mult românii din afara țării în această comisie. Și asta de ce? Pentru că am primit foarte multe mail-uri de la cetățeni români care aveau probleme, au întâmpinat probleme destul de grave, zic eu, pentru că erau situații în care își depuneau dosarele de pensii și treceau ani și aceste dosare nu se rezolvau. Încă mai sunt situații de genul acesta, dar încercăm să soluționăm cât mai multe dosare, încercăm să găsim soluțiile cele mai bune și cred că aici colaborarea cu autoritățile din celelalte țări e foarte importantă. Am văzut că la noi în România există problema faptului că încă mai există acele librete de muncă, cărți de muncă, care trebuie scanate, puse într-un file digital pentru a putea să le găsească imediat în momentul când vin aceste dosare de pensii. Sunt multe persoane care au trimis și au făcut demersurile în Italia, în cazul acesta, unde au trimis dosarele lor către București. Când s-au întors în țară, chiar era o persoană care mi-a scris un e-mail foarte lung, era din București și mi-a zis că a trimis dosarul ei de vreo 2 ani de zile și s-a dus în țară să vadă ce se întâmplă și nu i-au găsit dosarul. Ca să-l găsească după încă vreo 3 luni de zile, dosarul de fapt acestei persoane era undeva pe la Tulcea.
Și asta de ce? Pentru că s-a ales o strategie greșită din punctul meu de vedere a guvernului care a fost la conducere până în 2019. Au împărțit pe regiuni ale țărilor de unde veneau românii, nu le-au împărțit pe domiciliu de unde ei făceau parte din România. Și asta înseamnă că o persoană care, nu știu, lucra în zona, în regiunea Piemonte, Italiei, ajungea dus și persoana era din București sau din alt oraș, Ajungea la Bacău. ajungea la Bacău sau la Suceava. Și persoana aia nu se ducea la București, la casa de pensii, și nu era dosarul acolo, nu se găsea dosarul. Ca după ceva timp să se descopere că, de fapt, dosarul acelei persoane era la Bacău. Acum, doamna ministru, de fapt, ministru Violeta Alexandru, de fapt, cu ea inițial am deschis acest discurs de problemă și se pare că o mare parte dintre ele a reușit să le soluționeze doamna Violeta Alexandru. În schimb, acum doamna ministru Raluca Turcan, da. Țurcanu a soluționat aproape 90% din dosarele de pensii care veneau din diaspora. Problema care este? Că, de fapt, pe timp ce timpul trece și tot mai multe dosare de pensii o să vină către Casa de Pensii de la București. Și atunci cred că aici va trebui să găsim o altă soluție, să putem să facem un birou care să se ocupe de relația cu diaspora, unde să se găsească soluția cea mai bună, să fie persoane care să lucreze doar pentru românii din afara granițelor. De ce? Pentru că la casele de pensii, la ora actuală, vorbesc de Casa de Pensii de la București, practic sunt patru persoane care se ocupă de pensii, de petiții, fac dosare de detașare, fac audieri. Vă dați seama că acele persoane nu au cum să facă fizic față să soluționeze și dosarele de pensii care vin tot mai multe din străinătate. Să ne gândim foarte bine că dacă acum 10 ani sau 20 de ani comunitatea românească nu prea erau dosare de pensii care se întorceau în România, acum au început să apară tot mai multe și cred că va trebui să ținem cont de treaba asta și să găsim soluția cea mai bună ca să nu ne trezim că peste, nu știu, peste câteva luni de zile sau peste un an de zile vor fi atât de multe dosare încât nu se va mai putea face față. Pe de o parte, pe de altă parte, iată această birocrație și dincolo de stupizenia situației, stufoșenia situației, și pentru că tot aduceați dumneavoastră în discuție numărul redus de funcționari, de oameni care lucrează propriu-zis la ghișeu, dădeați exemplu de patru, păi nu cred că ar fi atât de greu să fie luați din birouri, pentru că vorbim de instituții în care sunt foarte mulți directori de tot felul, șefi de servicii, subșefi și așa mai departe. Până la urmă, cred că pot fi, omul sfințește locul, știți foarte bine, pentru că așa cum dumneavoastră ați reușit din 1992 încoace, când ați ajuns în Italia, încet, încet să ajungeți, iată, să fiți unul dintre oamenii care au expertiză în domeniul antreprenorial, cel economic, cel al muncii, nu cred că erați altfel atunci când făceați munci, nu știu, de jos, nu? Adică era același Valentin Făgărășan, nu e acest altfel de cel de acum 20 de ani. Așa că nu văd ce i-ar împiedica pe o anumită perioadă de timp să fie luați niște oameni din birou și duși la încă 3-4 ghișee. Da, într-adevăr, aici vorbim despre o debirocratizare a instituțiilor publice și cred că va trebui cumva să găsim o soluție de a lăsa acele persoane care sunt competente în funcțiile respective, iar cei care nu au expertiză să meargă să facă altă muncă, să-i punem să lucreze chiar pentru alte lucruri care poate să fie de ajutor.
dar să lase experții să-și facă treaba lor. Că vedeți ce s-a întâmplat, dosarele de pensie ajungeau prin diferite județe ale țării și nu se mai găsea, nu se mai găseau, nu știau unde sunt și cred că una dintre soluțiile pe care le-am și propus în campania electorală este o eficientizare a administrației publice prin digitalizare. Este imposibil ca în 2021 să avem o instituție unde între etajul 1 și etajul 2 nu se comunică și trebuie să meargă cineva cu hârtiile în mână la etajul 2 sau la etajul 1 să prezinte acele documente care ar putea să, li se va, să le vadă direct pe computer dintr-o bază de date a instituției. Sunt multe lucruri de făcut. Cred că o să avem posibilitatea ca pe timpul mandatului care îl am să găsim soluțiile cele mai eficiente pentru a ușura munca și din punct de vedere birocratic, adică noi trebuie să găsim soluțiile cele mai viabile pentru a putea îmbunătăți viața și în momentul când o persoană se duce să-și rezolve o problemă, acel birou să se ocupe de toate părțile pe care le are de făcut în acea instituție. Este imposibil ca persoana respectivă să știe toate ghișeele, să meargă la fiecare birou pentru o semnătură sau pentru o ștampilă, când se poate face totul într-un mod automat, direct în acea instituție. Sunteți de câteva zile în Italia. Ce alte probleme v-au fost semnalate acum, în aceste zile, domnule Făgărășan? Da, una dintre problemele care în momentul de față sunt de actualitate, care am făcut și o interpelare și aștept un răspuns de la domnul secretar de stat Raed Arafat, este faptul că nu există reciprocitate și în momentul în care românii care vin în Italia și prezintă un test negativ, molecular, nu intră în carantină, iar dacă alți cetățeni români se duc în România și prezintă același test molecular în care demonstrează că nu sunt pozitivi, trebuie să intre în carantină. Este clar că noi trebuie să găsim soluția ca să nu mai fie blocați oamenii prin aeropoarte, da? Pentru că anumite companii aeriene au fost săptămânile trecute când nu i-a lăsat pur și simplu să urce în avioane, deoarece aveau testul acela rapid și nu aveau testul molecular. Asta nu mi se pare normal să blocăm cetățenii, să nu putem să-i lăsăm să se întoarcă la ei acasă. Deci este un drept care se încalcă și aici cred că va trebui să găsim tot așa o soluție, în așa fel încât să nu se mai întâmple treaba asta, să ne găsim cetățeni blocați prin aeropoarte sau a fost un caz la o persoană care venise din Sicilia, la Roma, să ia avionul și, bineînțeles, timpul care l-a pus din Sicilia până la Roma și perioada care a trebuit să aștepte să se îmbarce, nu mai avea testul molecular, îi expirase și nu l-au lăsat să se urce în avion. Deci, cred că lucrurile astea ar fi bine să nu se mai întâmple și să găsim soluții serioase pentru cetățenii noștri care sunt plecați în afara țării. Și vă mai zic ceva, deci să nu uităm că cetățenii români din afara țării, da, trimit în fiecare an undeva la 7 miliarde. Aceste 7 miliarde de euro sunt bani transferați prin bănci, care parte din ei o să intră în bugetul României. Deci sunt primii Da. investitori ai țării. Haideți să găsim și pentru ei soluții, pentru că sunt din ăștia 7 miliarde de euro care intră, să găsim să punem parte din ei, care, din banii ăștia care intră la buget, pentru ca să rezolvăm problemele acestor persoane. Da, mă gândeam acum la pașaportul verde care s-a aprobat, mă mai gândeam la cei 7 miliarde de euro despre care vorbeați dumneavoastră, bine ar fi să se vadă aceștia și în satele izolate din România, unde au rămas bătrâni singuri acasă cu copiii plecați la muncă în străinătate sau și mai rău, bătrâni și copii
școlari care, hai să fim serioși, ce educație online și tabletă, că mulți dintre ei stau în locuri fără curent electric. Deci bine ar fi să se vadă cumva o parte din această sumă și în astfel de situații, pentru că fără educație, fără școli, spitale și infrastructură și drumuri, degeaba nu ni se pare nouă că o să curgă laptele și mierea, că nu e așa. Încă o întrebare, domnule Făgărășian, am primit mai multe întrebări la TVR Internațional legate de înscrierea la vaccinare a cetățenilor români care au domiciliu în străinătate și au pașapoarte CRDS. Având aceste pașapoarte, nu mai au cărți de identitate. Și atunci sunt în imposibilitatea să se programeze pentru vaccinarea împotriva COVID acasă cei care se înscriu în categoriile de acum, plus că, iată, deja sunt liste de așteptare pentru orice doritor. Da, așa este. Să știți că cunosc foarte bine problema. Am depus și pe această temă o interpelare a Ministrului Sănătății, deoarece nu mi se pare normal ca și cetățean român, chiar dacă ai domiciliu sau pașaportul cu domiciliu în străinătate, și aici se face și o mică confuzie, da? Pentru că românii din Italia sau românii din alte state, dar probabil în general românii care au aceste CRDS-uri, de fapt ei au reședința în afara țării și nu domiciliu. Ceea ce este o confuzie, acest pașaport creează o confuzie, pentru că acest pașaport zice că românii cu domiciliul în străinătate, și atunci li se neagă niște drepturi. Li se neagă dreptul, în primul rând, li se retrage cartea de identitate sau nu, în momentul când expiră, nu mai poate să-și refacă altă carte de identitate. Și cred că trebuie cumva schimbată legea în așa fel încât aceste CRDS-uri, cum li se zice, sau putem să le numim și diferit, să dispară și să fie un pașaport normal, un pașaport care să aibă valoare ca și document, sau să li se lase aceste CRDS-uri, dar în același timp să li se lase și cărțile de identitate. Trăim într-o epocă a digitalizării și știți foarte bine strategia legată de digitalizare și toate discuțiile. Adică, pe de o parte, digitalizăm, pe de altă parte avem în continuare WC-uri în fundul grădinii, ca să vorbesc așa foarte elevat. De fapt, noi va trebui să evoluăm, pentru că se vorbește despre o evoluție, dar văd că în anumite sectoare sau anumite lucruri au rămas problemele ca acum 10, 15 ani sau chiar 20 de ani. Și cred că trebuie să găsim, să venim fiecare dintre noi, să aducem un aport, să venim cu soluții și în același timp să zicem și problemele pe care le întâmpinăm. Și aici, vorbind, întorcându-mă un pic înapoi la discursul, la întrebarea care a spus-o, să știți că am vorbit cu ministrul și mi-a zis că orice cetățean român poate să se vaccineze. Dar pe site-urile de înregistrare nu este prevăzută situația cu pașapoartele, cu domiciliul în străinătate. Și aici vina este, nu este a ministerului, este vina celor care au făcut această aplicație, și am cerut ca să îmbunătățească aplicația și să dea posibilitatea pentru cine nu are carte de identitate să poată să se înscrie și cu acest document, cu acest CRDS. M-aș mai gândi la protecția socială pentru cei rămași fără locuri de muncă care au lucrat în Italia, fie că vorbim de domeniul construcțiilor, unde la fel s-a înregistrat o scădere dramatică, să nu mai spunem de servicii și turism, că acolo a fost și este în continuare nenorocire, și cât de importantă este până la urmă munca cu contract legal în această perioadă de pandemie, că nu mai e o criză sanitară, ci pandemie și o situație cu adevărat gravă, nu? Pentru că în continuare se vorbește despre, și o să tot vorbim, despre exploatare de toate formele, inclusiv
prin muncă. Da, este foarte adevărat, dar să știți că noi ca și cetățeni ne naștem cu niște drepturi. Dar dreptul acela cu care noi ne naștem ne obligă într-un fel să fim și informați. În momentul când noi plecăm într-o țară străină și nu cunoaștem care sunt legile acolo, va trebui, înainte să plecăm, să ne informăm. Și cred că în ziua de astăzi nu ne mai lipsește informația. Avem posibilitatea să facem un simplu click pe Google și să găsim orice tip de informație. Aici sunt într-adevăr foarte multe cazuri de persoane care au plecat și au lucrat în diferite domenii unde au dat de probleme, da? Și din cauza că nu s-au informat înainte sau nu au cerut înainte să semneze acel contract, pentru că se întâmplă să ajungă acolo să li se pună contractul în față, să semneze și fără să-l citească. Și în momentul când semnează acel contract, acolo sunt niște clauze în care practic ei semnează că renunță la niște drepturi. Aici este un pic și vina noastră că nu ne informăm înainte de a pleca din țară. Soluții pe tema asta le-am discutat iarăși cu Ministrul Muncii, cu doamna Luca Turcanu, și vom încerca să găsim și aici o cale în care, în momentul când pleacă din țară pe o perioadă de timp determinată sau nedeterminată să muncească, să li se dea o informare directă pe această temă. O ultimă întrebare, domnule Făgărășean. Care ar fi în acest moment? Deja ați expus câteva dintre preocupările pe care le aveți în acest mandat, dar din ce am vorbit noi până acum și poate aspecte pe care nu le-am abordat, care ar fi urgența urgenței pentru cei care v-au ales, v-au dat votul lor? Nu știu, n-aș putea să clasific o anumită categorie de urgență, că sunt toate lucrurile sunt urgente. Este clar că prin faptul că mi-am asumat această candidatură și cetățenii care m-au votat de am ajuns să îi reprezint în Parlamentul României, mi-au dat de fapt o responsabilitate și responsabilitatea mea este să le garantez ca să fie respectate drepturile pe care le au. Am făcut în programul meu de campanie electorală, am făcut câteva puncte care chiar aș invita cei care ascultătorii noștri ca să intre pe pagina mea valentinfăgărășan.com. Acolo este și o rubrică de sugestii și să vină să îmi spună problemele pe care le întâmpină sau în același timp să citească și sugestiile care eu, de fapt, punctele din planul meu de campanie electorală, care încet, încet, încet să le aduc la bun sfârșit. Și am început prin diferite legislații, dar una chiar ieri am publicat-o, aceea cu pașapoartele cetățenilor români cu domiciliul în străinătate. Lucrez la reprezentarea corectă a românilor din afara granițelor, să fie și ei reprezentați corect în Parlamentul României, pentru că este un drept constituțional și nu se poate ca aceste 5 milioane de persoane sau 6 milioane de cetățeni români să fie reprezentați doar de 6 parlamentari care fizic nu au cum să facă față, să meargă în toate comunitățile românești în 4 ani de mandat. Dar nu știu dacă neapărat e nevoie de mers în 4 ani de mandat în toate comunitățile românești, pentru că vorbim de digitalizare. Iată, slavă Domnului, sunteți parlamentari care veniți exact din mijlocul comunităților românești și știți problemele. Există birouri parlamentare, nu? Până la urmă, cred că revin. Nu atât de mult este importantă și această cifră, dar nu e definitorie, ci calitatea oamenilor și preocuparea de a fi în slujba celuilalt care te-a ales și nu a te gândi la Permiteți-mi să tine. vă contrazic.
În campania electorală am fost în anumite comunități în Italia de români care lucrau în agricultură sau chiar în alte domenii unde practic oamenii nu au nicio legătură cu digitalizarea, nu știu să intre pe internet, nu știu să folosească telefoanele acestea care sunt toate smart în ziua de astăzi. Mulți dintre ei au rămas încă De acord. la ideea că să vină cineva și să le rezolve problemele. Este clar că acele persoane le va fi greu ca să intre pe o pagină de. Dar noi știm problemele pe care le au, pentru că sunt aceleași de atâta timp și atașații de muncă ai ambasadelor cunosc aceste probleme, atașații de interne. Noi le știm, nu sunt diferite. Din când în când aflăm unde sunt, că vorbim de Sicilia, că vorbim de alte regiuni, nu? Da, într-adevăr, aici fiecare regiune are specificul ei și dacă stăm să luăm, nu știu, regiunile din nordul Italiei, unde sunt alte probleme față de cele din sudul Italiei, vedem deja niște diferențe. Va trebui să lucrăm și pe această temă și să încercăm să găsim soluțiile ideale, să putem să acoperim toate aceste necesități ale cetățenilor noștri. Spuneați dumneavoastră, pentru că ne dorim să ieșim și am ieșit deja din logica electorală, pentru că în campanii se promite marea cu sarea, spuneați foarte corect, cred că puterea statului în viețile oamenilor trebuie să fie limitată. Cetățenii trebuie să decidă ce este mai bine pentru ei și aceștia trebuie să aibă libertatea de a urmări orice obiectiv social, cultural, profesional sau economic pe care îl au, iar statul trebuie să creeze un cadru care să faciliteze românilor posibilitatea de a face ceea ce doresc și să nu limiteze, să nu pună piedici, ci unul prin care să ajute și să vină proactiv cu soluții necesare populației. Asta cred că vă doriți și dumneavoastră să faceți în această calitate, nu? Exact. Clar că prin mandatul care l-am câștigat, eu trebuie să reprezint cetățeanul și să creez un cadru cât mai ușor, un cadru cât mai bun, un trai, să le dăm un trai mult mai bun față de ceea ce au avut până acum. Și exact cum vă ziceam înainte, faptul că noi cumva evoluăm, trebuie să aducem această evoluție și să beneficiem de ea și să aducem binestare. Bună seara! Da, vom intra în legătură și cu Miruna Cășvăneanu mai încolo. Eu vă mulțumesc foarte mult să treacă situația aceasta și sperăm să fiți și în studioul nostru, domnule Făgărășan. Aveți mult de muncă și probabil aici vă dau dreptate. Contează mult să fiți în mijlocul celor care v-au ales în țările cu comunități numeroase de români, Italia, a doua dumneavoastră patrie, Spania și în celelalte. Da. Vă mulțumesc foarte mult, Doamne ajută, mult succes și îmi doresc că cât mai mulți români care s-au întors, iată, în Brașovul dumneavoastră, să își găsească locuri de muncă sau copiii românilor plecați să aibă acces la școli profesionale care să-i pregătească pentru competențe, pentru meserii, pentru că de facultăți e plină România, altceva ne lipsește, meseriașii nu-i mai avem și e foarte mult de lucru și dacă aici, acasă, s-ar face treaba, ar fi bine și am avea, nu, mai puțin români plecați. Mulțumesc foarte mult Așa și este, vă mulțumesc și eu foarte mult. Într-adevăr, nu am mai deschis subiectul despre copiii românilor care sunt, sau copiii născuți în străinătate, care vor să se întoarcă în țară, unde clar că și aici va trebui să găsim o soluție pentru a putea să își continue studiile în România, să fie văzuți cu alți ochi, să nu mai fie
discriminați de anumiți profesori care le zic că, de fapt, de ce ați venit înapoi, de ce nu ați rămas acolo unde v-ați născut. Mulțumesc și eu încă o dată. Vă doresc mult succes. Doamne ajută și să auzim de bine. Doamne ajută, să auzim numai de bine, domnule Făgărășan. Da, să auzim numai de bine, cum am auzit atâția ani de la vocea Radio Europa Liberă. Până vom intra în legătură cu Miruna Căjvăneanu, aș vrea să vedem un scurt material despre situația din Italia, un material al colegilor de la știri. Numărul infectărilor a crescut în Italia cu 10% în ultima săptămână, așa că autoritățile au revenit la măsuri dure. 10 regiuni foarte populate devin zone roșii, printre acestea Lombardia și Lazio. Școlile și magazinele neesențiale, restaurantele și barurile sunt închise din nou. Practic, în aproape toată țara se circulă doar pentru muncă, urgențe sau pentru achiziționarea produselor de bază. Alte 8 regiuni, printre care Sicilia și Liguria, intră în carantină parțială. Înainte acestor măsuri restrictive, italienii s-au înghesuit în magazine, la saloanele de înfrumusețare și au ieșit la plimbare. Andiamo subito a casa, perché c'è troppa gente in giro. E quindi sì, per me è tanta. Così si convive con questa situazione. Anch'io sono d'accordo perché comunque i casi non si stanno abbassando, il tasso di mortalità. Italia ha rapportato dalla începutul pandemiei peste 100.000 de decese din cauza noului coronavirus. Ocupa locul 7 la nivel mondial din acest punct de vedere. Da, ați urmărit un material realizat de colega mea, Luara Ștefănescu. În Italia, acolo unde există 2 milioane de lucrători casnici, îngrijitoare, bone, menajere, persoane care fac curățenie la ore, majoritatea sunt femei din România, Ucraina, Filipine, categorii care își desfășoară activitatea în case private, în contact cu familiile. Din 2 milioane, doar 859.000 sunt angajate cu acte în regulă, 53% lucrează în curățenie, 47% îngrijesc bătrâni, aproape 24 de ore din 24. Este o meserie care nu poate fi desfășurată în telemuncă. Dimpotrivă, are mai mult caracteristicile unei activități din sectorul sănătății, dacă luăm în considerare distanța apropiată necesară pentru a asista chiar medical persoanele fragile în vârstă. Despre asistenții familial, menajere, îngrijitoare, bone, românce, vom discuta cu Miruna Căjvăneanu, care a realizat un interviu excepțional cu medicul chirurg Maria Tereza Baldini, cu autor al cărții Gura acoperită, dar acum și deputat. Bună seara, Miruna, și îți mulțumesc că ești din nou împreună cu noi la TVR Internațional. Bună seara tuturor, e o plăcere. Felicitări, Miruna, pentru această exclusivitate. Auzisem de cartea al cărei autor este Maria Tereza Baldini, Gura acoperită. Până la urmă, e foarte important că, iată, din astfel de domenii, cum e și acesta al chirurgiei din care vine doamna Baldini, este acum în Parlament și are posibilitatea să vadă ce trebuie schimbat acolo, în Italia, inclusiv în beneficiul cetățenilor români. Nu-i așa? Da, și vreau să spun că Maria Tereza Baldini este chiar primul deputat, primul parlamentar italian care a venit în aulă cu mască. Vorbim de februarie 2020 și mi-a povestit cum toată lumea se uita ciudat la ea, ba chiar au fost unii care au crezut că e bolnavă și deși ea încerca să-i protejeze pe ceilalți, a fost atacată, ironizată de presă, de colegi. Și până la urmă îmi spunea că, din păcate, am avut dreptate, iar acum toți colegii mei în Parlament poartă mască. Ea este chirurg și în același timp este chirurg în regiunea Lombardia, la Milano, care a fost una dintre cele mai, să spunem, lovite regiuni în timpul acestei pandemii. Și în continuare, în Lombardia sunt foarte multe cazuri și decese. Cu atât mai mult m-am bucurat, deci, că ea a luat poziție, nu de acum, ci chiar de anul trecut, pentru că a văzut în timpul activității ei că familiile în care lucrează îngrijitoare, în special românce, sunt foarte expuse la risc. De aceea a spus, dacă noi am vaccinat cu prioritate și cu urgență, a spus ea,
această categorie am putea să protejăm atât îngrijitoarele și persoanele fragile de care au grijă. Și vestea bună, chiar de ieri, este că îngrijitoarele au fost incluse în această categorie prioritară pentru vaccinare. Este anunțul pe care l-a făcut responsabilul cu gestionarea situației de urgență și a spus că aceste îngrijitoare care au grijă de persoane cu dizabilități sau foarte fragile vor fi vaccinate. E foarte interesant de văzut că nu s-a folosit termenul de îngrijitoare, de badante, cum se spune în Italia, ci s-a folosit un termen englezesc, caregiver, pentru a arăta și rudele acelor persoane. Și mă gândesc că pentru unii italieni, dacă ar fi văzut acel termen pus printre categoriile de vaccinare, poate mi s-ar fi părut ciudat sau ar fi criticat. Dar încă nu se știe cum vor putea participa, pentru că am încercat să iau legătura cu ministrul, cu departamentul de presă de la Ministerul Sănătății sau cu departamentele de presă de la diferite regiuni și nu mi s-a răspuns cum se va face practic această programare pentru vaccinare. Deci este ceva care încă așteptăm să aibă efecte directe și concrete, dar pot spune că deja este o veste bună pe care putem să o anunțăm. De asemenea, cu precizarea că vaccinarea nu este obligatorie. Pe de altă parte, dragă Miruna Cășvăneanu, mă gândeam la această statistică pe care o menționam noi la începutul dialogului nostru din 2018 de angajate cu acte în regulă din 2 milioane, mai puțin de 1 milion sunt angajate cu acte în regulă și atunci se pune problema. Cine va beneficia de această facilitate după ce se va stabili ce și cum? Persoana care are un contract de muncă, acte în regulă sau și cealaltă? Am citit proiectul pe care l-au prezentat autoritățile cu strategia nouă de vaccinare și acolo era scris persoanele care au grijă de persoane cu dizabilități și fragilități speciale, cu contract sau fără. Deci aici ar trebui să fie incluse, cum spuneam, rudele, dar și persoanele care stau împreună cu aceste persoane cu dizabilități sau fragile, deci cu vârstnici, care nu sunt autosuficienți. Numărul lor potrivit autorităților ar fi de circa 400.000. Dar, cum bine spuneai, foarte multe românce, dar în general foarte multe îngrijitoare, lucrează la negru sau, dimpotrivă, au contracte part-time. Deci, deși stau în casă cu acele persoane aproape 24 de ore din 24, nu rezultă pentru autorități că ele ar fi complet în regulă. Deci nu se știe câte dintre ele vor avea acces, să zicem, la vaccinare. Sperăm ca să vină cât mai multe detalii concrete de la autorități și să permită și persoanele care, de exemplu, lucrează în curățenie, la ore, cum se spune aici, și ajung să, în fiecare zi, în mai multe case, sunt la fel de expuse. Se întorc acasă, se întorc la copii, se întorc la familii. Deci lucrează în condiții de risc ridicat pentru că intră în contact cu mediul, cu chiar foarte apropiat cu persoane pe care le îngrijesc sau de care se ocupă și pot transmite virusul. Din păcate, au fost și situații în care îngrijitoare au transmis virusul sau, fiind bolnave, dar neavând simptome, nu și-au dat seama și cu siguranță nu au vrut să îmbolnăvească pe cei care îi asistau. Maria Tereza Baldini mi-a spus că există chiar situații de deces, deci bătrâni care s-au infectat și ulterior, din păcate, au decedat și s-a descoperit că persoana care a dus virusul în casă era o îngrijitoare. Cu siguranță nu a avut această intenție, de cele mai multe ori fiind absolut nefiind la curent cu faptul că ea însă și este purtător de virus. Deci este o situație într-adevăr complexă și urgentă care trebuie rezolvată.
Înainte de a ne lua la revedere, Miruna, n-aș vrea să nu abordăm acel subiect care continuă să fie în actualitate cu românce care se trezesc de azi pe mâine sau de azi într-o săptămână că nu mai au un loc de muncă și, bine, acum lucrurile nu mai sunt atât de dramatice, dar situații limită sunt în continuare. Da, din păcate au fost și vor fi în continuare situații de acest gen, pentru că din mai multe motive. Unul este pentru că în Italia nu există un sistem de welfare care să fie complet funcțional. Toată greutatea, în acest caz avem sute de mii de bătrâni. Italia, ne amintim că are una dintre cele mai vârstnice, dacă nu cea mai vârstnică populație. Vorbim despre persoane care au peste 80 de ani, peste 90 de ani, care pot deceda de la un moment la altul și de la un moment la altul, iar statul nu are grijă în mod sistematic de această categorie. Prin urmare, toată această grijă este dată pe umerii familiei, care sunt nevoite să angajeze îngrijitoare și nu au întotdeauna posibilitatea ca să le asigure un contract sau condiții potrivit legii. Deci, pe de o parte, ar trebui ca statul să ajute aceste familii să susțină aceste costuri, pe de altă parte, să asigure un cadru legal complet, transparent, care să fie cunoscut atât de către familii, cât și de îngrijitoare, de niște femei care prestează un serviciu care merge dincolo de o simplă asistență. De foarte multe ori trebuie să asigure un serviciu sanitar, trebuie să aibă grijă, trebuie să facă să dea medicamente acestor persoane. Sunt propuneri ca să fie creat un cadru legislativ în care să opereze aceste persoane. Pe de altă parte, cine lucrează, asistă bătrâni, face curățenie, ar trebui să solicite, să ceară dreptul de a avea un contract și de a refuza dacă nu se face un contract cu toți termenii legali. De asemenea, una dintre probleme ar fi, de exemplu, legată de domeniul sanitar, ar fi ca îngrijitoarele să-și facă, de exemplu, analizele la începutul unui contract. Pentru că de foarte multe ori s-a întâmplat ca să se îmbolnăvească la locul de muncă și să poată avea acces la o serie de ajutoare sociale pentru că s-au îmbolnăvit la locul de muncă, dar neputând dovedi că înainte au avut toate analizele de sânge, de exemplu, în regulă, nu au putut beneficia de acest ajutor. Iată doar câteva exemple, sunt foarte multe. E o chestiune foarte complexă. Da. Care este acum situația la Roma, de exemplu, Miruna? Pentru că tocmai ce s-a anunțat la sfârșitul acestei săptămâni, că Paștele Catolic, care urmează foarte curând, va fi petrecut în zona roșie. În zona roșie. Da, e un termen puțin chiar simbolic, aș putea spune. Se știa de ceva vreme că guvernul va lua o decizie în această direcție, mai ales că am avut exemplul sărbătorilor de Crăciun, când exact pe perioada sărbătorilor s-a instituit un lockdown tocmai pentru a evita ca persoanele să se mute, să meargă în familie, să meargă în alte regiuni, în alte localități. Deci s-a încercat cumva protejarea acestor persoane. Se știe că în Italia de sărbători lumea merge în familie, merge la mulți au a doua casă, mulți au casă la mare, casă la munte. În a doua zi de Paști merg în parcuri, se adună. Italienii sunt un popor care iubește să stea împreună, iubește socialitatea. Deci să îi împiedici să stea împreună de sărbători este într-adevăr să le ceri un sacrificiu destul de important. Dar cred că majoritatea dintre ei sunt convinși că este un sacrificiu care merită făcut. Autoritățile spuneau, vom sta acum în casă pentru a salva Crăciunul. Acum am ajuns să spunem din nou, vom sta acasă pentru a salva Crăciunul următor sau vacanța sau de vară. Sau Paștele următor, da. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Da.
Urmărim în continuare toate proiectele pe care le ai, Miruna Căjvăneanu. Îți mulțumim foarte mult și eu și colegii mei de la TVR Internațional și te mai așteptăm și felicitări pentru munca ta de jurnalist în folosul cetățeanului. Vorbeam de Ziua Mondială a Asistenței Sociale. Vom stabili o legătură și cu secretarul de stat Florica Cherecheș, dar până atunci aș vrea să mai urmărim un foarte scurt reportaj tot de la Direcția Știri. S-a așternut liniștea pe străzile capitalei financiare a Italiei. Milano, ca restul regiunii Lombardia, a intrat în zona roșie. Rata de infectare în peninsulă este de 7,2% și singura soluție rămasă de a lupta împotriva răspândirii virusului este carantina totală, anunțată de ministrul Sănătății. You feel like it's never ending. One year after and it's still the same. And the vaccines are just coming in slowly. So that is kind of depressing in a way. There is no motivation. There was one motivation one year ago, but now it's just Al momento sì, è una situazione appunto complicata questa nuova chiusura e probabilmente sì, è in corso una terza ondata. Preotul din comuna Seriate, Bergamo, vede însă partea plină a paharului. Acum un an biserica era plină cu cei care nu au supraviețuit bolii. Andare avanti sarà una ferita che dovrà rimarginarsi adagio adagio. Ne ho avuto anch'io due nipoti che sono morti, uno di 36 e uno di 34 anni dopo 5 mesi di lotta. E non è facile far rimarginare le ferite. În zonele roșii este închis aproape totul. Nu se mai circulă decât la serviciu, acolo unde prezența este absolut necesară, pentru urgențe sau pentru aprovizionarea cu medicamente și alimente de bază. Cu peste 100.000 de morți, Italia ocupă locul 7 în lume la pierderile de vieți omenești cauzate de COVID. Da, mă gândeam acum în timp ce urmăream împreună cu dumneavoastră materialul realizat de Ioana Dumitrescu, că în urmă cu un an și două săptămâni eram împreună în acest studio, împreună cu dumneavoastră și cu ambasadorul României la Roma, cu domnul George Bologan. Și cine ar fi crezut, iată, că în decurs de un an se va ajunge aici, se va ajunge la acea situație, gura acoperită, ca să citesc cartea scrisă de medicul chirurg Maria Teresa Baldini, care acum este și deputat Forța Italia în Parlamentul de la Roma. Și așa, o retrospectivă a acestui an, mă gândeam că la fel trebuie să înțelegem că educația este mai ieftină decât ignoranța. În acest an de pandemie am conștientizat cât de mult depindem unii de alții și totodată cât de mult depind de comportamentul fiecăruia dintre noi, viețile celor din jur. Avem nevoie să demonstrăm solidaritate cu cei care suferă, cu cei care au lipsuri materiale și asistenții sociale au un rol fundamental în sănătatea fiecarei societăți pentru că ei construiesc relații profesionale cu persoanele care au nevoie de ajutor și încurajează, sfătuiesc sau conectează, oferind speranța tuturor celor aflați în situația cea mai vulnerabilă. Este o parte din mesajul pe care l-a transmis ieri doamna Florica Cherecheș, acum secretar de stat, președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, care este împreună cu noi. Cred că abia a ajuns acasă, nu? De la muncă. Bună seara! Bună seara! Da, și probabil că n-aș fi ajuns acasă atât de repede dacă nu aș fi promis că intru în această emisiune în dialog cu voi. Vă mulțumim foarte mult! Urmărind materialul realizat de Ioana Dumitrescu de la Știri Externe, cu care acum un an eram în acest studio, gândindu-mă că acum 2 ani, doamna Cherecheș, de 8 martie, era studioul acesta plin de flori și de drag și de voie bună și de bunătate, iată cine ar fi crezut să ajungem în acest moment în care e nevoie mai mult ca oricând de solidaritate, de bunătate și de păsare, să învățăm să ne pese. Și dumneavoastră cred că sunteți omul potrivit la locul potrivit, iată, în calitatea aceasta
pe care o aveți acum, nu? Pentru că veniți dintr-o zonă cu multă suferință și nu de azi de ieri, nu din pandemie, ci din totdeauna. Ieri a fost ziua mondială despre care am vorbit noi, ziua mondială a asistenței sociale și ne gândim la asistenții sociali din România sau la asistenții sociali cetățeni români care muncesc în Italia, de exemplu. Da, mi s-a părut important să marcăm această zi și acesta a fost motivul pentru care am răspuns invitației de a participa la sărbătorirea Zilei Mondiale Asistenței Sociale, invitație făcută de DGASPC Argeș. Și a fost chiar o zi frumoasă pentru că am reușit să discutăm mai mult despre această nobilă meserie, dar și să vorbim cu cei care practic pun în aplicare, pun în viață toate politicile publice, toate programele guvernamentale, toate legile care există în acest moment în România în ceea ce privește protecția acordată persoanelor vulnerabile. Da, aș vrea să mai discutăm despre acest subiect și să revenim la el, dar într-un fel aș vrea să continuăm un subiect început de noi în urmă cu 2 ani, despre care am mai vorbit. Are legătură cu educația, cu preocuparea dumneavoastră și are legătură cu românii din străinătate. Și ce vorbeam și cu domnul Făgărășean, acum deputat pentru diaspora, importanța școlilor profesionale, a școlilor post-liceale, importanța să ai o meserie, fie că ești în categoria persoanelor cu tot felul de probleme, inclusiv cu dizabilități, dar nu te împiedică nimeni să poți să-ți alegi o meserie din care tu propriu-zis să te salvezi în funcție de gradul de problemă, de handicap pe care le ai, fie că vorbim de toată lumea. Importanța aceasta a profesionalizării, a școlilor care să te învețe o meserie. Știu că vă preocupă în continuare această problemă, nu? Așa este. M-a preocupat timp de 8 ani când am fost deputat PNL de Bihor, când am fost membru al Comisiei pentru Învățământ și chiar vicepreședinte al Comisiei și mă preocupă în continuare pentru că nevoia este din ce în ce mai mare, nevoia de meseriași. Și cumva sistemul nostru de învățământ și alegerile tinerilor au mers în paralel cu cererea de pe piața muncii. Sper ca din ce în ce mai mult acest lucru să se schimbe și avem câteva pârghii prin care putem realiza acest lucru, pentru că este păcat să te întâlnești cu tineri care îți flutură pe sub nas 2-3 diplome, dar nu-și găsesc un loc de muncă, pentru că nu întotdeauna și din ce în ce mai puțin se caută acum persoane care au absolvit studii superioare. Am observat că, în general, într-o cerere de locuri de muncă, cel puțin 80, dacă nu până la 90%, se caută persoane care au învățat o meserie, care sunt tehnicieni într-un anumit domeniu și un procent foarte mic, 10-20%, se caută specialiști cu studii superioare, dar cu adevărat specialiști, experți în domeniile lor. Și atunci, sigur că e important să facem și noi la nivelul legilor, a politicilor educaționale, a facilităților fiscale, tot ce ține de noi, pentru a încuraja tinerii să opteze pentru a învăța o meserie, pentru că asta le va pune întotdeauna pâine pe masă. Și mai este ceva, ceea ce urmează să facem și sper că se va întâmpla cât de curând, va fi să prezentăm opțiuni de dezvoltare personală și de creșterea gradului de calificare, astfel încât învățământul profesional să nu fie un final, un dead end, cum se zice în limba engleză, ci să fie în funcție de ce își dorește și
la cât efort este dispus fiecare tânăr să facă. Adică, odată ce a învățat o meserie și are un nivel de calificare, să poată să domâdească un nivel mai înalt de calificare, nu neapărat trecând prin finalizarea liceului la Seral, așa cum se întâmplă acum. Nu, chiar și fără liceu, să poată să dobândească o calificare din ce în ce mai înaltă. Și eu sunt convinsă și știu că deja este adevărat acest lucru. Angajatorii care văd potențial și dorință de creștere în tinerii lor angajați sunt dispuși să pună și ei umărul și să îi ajute pe acești tineri să se formeze, să devină din ce în ce mai buni, să fie specialiștii lor. Și cu bucurie vă spun asta, doamna ministru, doamna secretar de stat, știu că nu puneți deloc preț pe funcții și ascultându-vă remarcam claritatea și până la urmă pragmatismul celor spuse de dumneavoastră, pentru că altfel în aproape mai bine de 20 de ani atât de multe vorbe frumoase s-au spus la aceste emisiuni și atât de frumos au vorbit și vorbesc politicienii încât, dar pe dumneavoastră chiar vă credem și chiar știu că veți face ceva și dovada că de atâția ani urmăriți acest aspect. Mă mai gândeam la ceva. Acea categorie a tinerilor care instituționalizați, care au 18 ani și gata, ies din aceste instituții și trebuie să se descurce. Cât de importante sunt aceste școli profesionale și aceste meserii pentru ei? Că până la urmă un astfel de tânăr, la 18 ani, deja poate are, nu știu, jumate de meserie sau deja el este un mic meseriaș, poate fi, nu? Iată câtă legătură are una cu cealaltă. Sunt foarte importante și pentru ei aceste oportunități de formare și, în general, pentru grupurile vulnerabile, pentru că, din păcate, încă rata abandonului școlar este foarte mare în România și foarte mulți la trecerea de la ciclu gimnazial spre ciclu liceal sau spre învățământul profesional, acolo foarte mulți abandonează școala. Ce am constatat cu bucurie a fost că în toate programele noastre de finanțare europeană pe care le pregătim acum ca țară, atât în programul operațional de incluziune și demnitate socială, cât și în programul de ocupare și educație, avem bani care reflectă viziunea și gândirea noastră. Și anume, un lucru foarte important pe care l-am tot cerut de-a lungul anilor și acum se va materializa din ce în ce mai mult și vom accesa și bani europeni pentru asta, un lucru care deja se întâmplă în unele comunități, cum ar fi și Oradea, orașul meu drag din care provin, să refacem, să reabilităm internatele școlare care acum mai mulți ani erau pline de copii care erau dornici să învețe o meserie, care veneau din mediul rural și care locuiau acolo. Ei, odată ce vom reabilita aceste internate, de exemplu în Oradea, Consiliul Local a decis să plătească din bugetul local cazarea și masa pentru tinerii care doresc să vină să învețe o meserie prin intermediul așa zisului învățământ profesional dual, cel care presupune un parteneriat cu agenții economici, astfel încât tinerii să învețe teoria la școală și practica să o facă direct la compania care îi va și angaja, de-abia așteaptă, după finalizarea studiilor, astfel încât teoria și practica să fie cumva aliniate, să meargă mână în mână, pentru că învățământul profesional clasic, acela în care practica se făcea undeva într-un atelier, este deja un model perimat și doar pentru anumite meserii și foarte puține
se mai poate face, pentru că nu ne putem permite și nu își pot permite școlile să își doteze atelierele cu toate aceste mașini, echipamente moderne și foarte scumpe pe care le folosesc companiile acum și cumva s-ar pregăti elevii pe ceva ce nu-i va ajuta deloc în viața reală atunci când vor ajunge în companie. Deci acesta este drumul, aceasta este tendința și facem din ce în ce mai mult pași pentru asta, pe lângă a pregăti un plan prin care să încurajăm mai mult partenerii economici, pentru că să știți că ei investesc destul de mult în formarea acestor tineri prin alocarea sau dislocarea din producție a unor persoane care să fie tutor de practică pentru acești elevi și au și o mulțime de alte cheltuieli. Unii copii vin cu mari lacune din, eu știu, educația lor de până atunci și ei trebuie să le identifice și să-i ajute să recupereze întârzierile pe care le-au acumulat, din păcate. Și atunci nu este normal ca să așteptăm ca ei să facă acest lucru, neavând niciun fel de garanție că odată ce vor finaliza școala, tinerii respectivi în care ei au investit și nu doar prin formare, dar și prin bursa pe care o dau, care este cel puțin egală cu bursa de 200 de lei pe care o primește elevul de la stat, să așteptăm ca ei să facă toate lucrurile astea și apoi poate că tinerii nici nu vor alege să se angajeze la ei. Da. Deci e un program complex în care gândim toate aspectele să încurajăm pe toată lumea și, bineînțeles, să schimbăm mentalități. Da, într-adevăr, sunteți într-un domeniu în care mai important decât orice, asta este, nu? Schimbarea mentalității și până la urmă e atât de multă nevoie de claritate și de folosire, ați dat exemplu de unde veniți dumneavoastră, de colaborare între autorități locale, ANDP-DCA, între folosirea fondurilor europene, externalizarea unor servicii de asistență socială către sectorul non-guvernamental, care are propria sa experiență, de multe ori plină de empatie. Și mă mai gândeam la ceva, doamna secretar de stat, de ce nu asistenții sociali, cei care sunt în străinătate, în Italia, cu sau fără carte de muncă, să nu-și dorească să aibă această profesie, această meserie în România, nu? Să știți că încep să vină unii care s-au săturat să trăiască în străinătate sau care simt că lasă în urma lor parte din familia care suferă și, din păcate, din ce în ce mai mulți copii suferă și recurg la gesturi dramatice pentru a-și determina cumva părinții să se întoarcă. Și, sau sunt oameni care oricum au mers pentru un timp limitat, au făcut niște economii și se întorc acum cu toată experiența pe care au acumulat-o, poate și cu niște bani pe care au economisit, să înceapă să facă aici ceva. Ce am mai observat și iarăși mă voi referi la un exemplu pentru că știu foarte bine tot din Oradea. Avem o familie care a lucrat în jur de 10 ani în Irlanda și au lucrat în domeniul acesta de restaurant, dar un pic mai altă, deci Horeca. Au deschis în Oradea un gen de restaurant un pic mai altfel, deci nu este ceva luxos, este între restaurant, bistro, cafenea, unde poți să și servești anumite lucruri, dar și să-ți duci acasă semi-preparate, făcute acolo sub ochii tăi. Totul se tranșează și se prepară în spatele unui perete de sticlă. Și pentru că afacerea a mers din ce în ce mai bine și ei au simțit și au decis că vor să se extindă,
au chemat persoane cu care au lucrat sau pe care îi știau, au dat sfoară în țară dintre cei care erau în Irlanda, în Marea Britanie sau prin alte țări, să vină și să li se alăture, oferindu-le un salariu echivalent cu ceea ce ei aveau dincolo, în sens echivalent ca putere de cumpărare, ca, eu știu, ce se poate face aici cu banii respectivi. Oricum, un salariu foarte bun. Și au venit foarte mulți cu experiența lor, cu dorința lor de a lucra în țară și de a oferi produse și servicii de calitate. Pe mine mă bucură foarte mult să văd și să aud despre astfel de cazuri și îmi doresc să văd din ce în ce mai multe. Până la urmă, socoteala e simplă. Dacă scazi din leafa pe care o primești în euro și care este atractivă, dacă scazi chiria pe care o dai, dacă scazi banii pe mâncare, pe transport în cazul în care mergi dintr-o localitate în alta, suma care îți rămâne, prețul ei, nu știu dacă e atât de mare, prețul pe care îl plătești tu pentru acești bani pe care vrei să-i trimiți acasă copiilor sau părinților tăi, între a sta cu ei și a avea, iată, un exemplu pe care ni l-ați dat dumneavoastră, dar și să lucrezi și la stat și să ai o leafă apropiată. Un alt subiect de mare interes. Noi am stabilit un record nu de mult din România. Este cea mai tânără bunică de 12 ani din Marea Britanie. Știu că un alt aspect care vă preocupă foarte mult este prevenirea sarcinilor și nașterilor în rândul adolescentelor, doamna secretar de stat. Aproape zilnic discut despre asta. Ieri discutam cu colegii de la DGASPC Argeș și întrebam cum stau în domeniul ăsta și, din păcate, există peste tot în toate județele astfel de situații. Astăzi am avut o întâlnire cu doamna Gabriela Alexandrescu, președintele de la Salvați Copiii România, și încercăm să găsim modalitățile cele mai bune pentru a informa și a educa tinerele, familiile în acest scop. Pentru că, din păcate, încă există o lipsă de educație în acest sens și de informare. Și noi spunem că, într-un fel, s-au luat niște măsuri, în sensul că există o materie opțională care se numește Educație pentru Sănătate, care include și modul de educație sexuală, doar că nu toată lumea optează pentru asta sau școala poate că nu reușește să-l ofere și nu este suficient de important ca toate, sau considerat important, sau nici nu știu cum să spun, ca toate școlile să-l ofere, sau că aceste tinere, de fapt, nu merg la școală, nu ajunge informația la ele. Și atunci, în contextul zilei de ieri și a importanței, a rolului asistentului social, asistentului comunitar, cred că este și acesta, pentru că familiilor vulnerabile încercăm să le oferim, pe baza unei anchete de nevoi, acele servicii de care ele au nevoie ca să își reducă starea de sărăcie, ca să se integreze, să nu rămână tot la marginea societății. Și sigur că nu putem spune că toate aceste mame minore provin din aceste grupuri foarte vulnerabile. Uneori provin și din alte medii, chiar ieri auzeam despre un astfel de caz. Dar acestea sunt mai degrabă accidente, când, eu știu, copiii la un moment dat sunt scăpați complet din mâna părinților care nu mai știu. Uneori, vedeți, este și această, tentație, nici nu știu cum să-i spun, sau obligație pe care o simțim de a lucra foarte, foarte mult și lucrăm foarte mult pentru alții și neglijăm chiar pe cei din casa noastră și nu observăm ce se întâmplă cu ei.
Dar oricum, nevoia aceasta există și trebuie să o facem într-un mod adecvat vârstei copiilor și pe înțelesul lor. Și trebuie să îi învățăm și pe copii, dar și pe părinți, pe mamele lor, pentru că mamele lor nu știu sau le este rușine să vorbească cu fetele lor despre aceste lucruri. Vă propun să ne reauzim cât de curând. Mulțumesc foarte mult, trebuie să le spun telespectatorilor că m-ați întrebat cât de mult aș vrea să discutăm, pentru că mai aveți de lucru și pentru acasă. Spor la treabă! Da, mulțumesc foarte mult! Spor la treabă! Vă așteptăm în studio, iar dumneavoastră oriunde vă aflați, nu uitați, sunteți România, avem nevoie de dumneavoastră, numai bine, la revedere!